Potrivit ministrului Educației Daniel Funeriu, cadrele didactice nu ar trebui să aibă emoții pentru că își vor primi salariile integrale. Mai mult decât atât, ministrul a subliniat faptul că bugetul a fost bine calculat pentru ca profesorii să-și poată primi banii la timp. Bugetele sunt alocate pe minister. Ceea ce se întâmplă la un minister nu are o influență directă, ceea ce se întâmplă... Cred că niciun profesor al României nu și-a imaginat că norma de hrană sau alte lucruri care au de-a face cu personalul din structurile MAI-ului au ceva de-a face cu procesul de învățământ. În consecință, nu pot decât să vă spun un lucru foarte simplu. 1. Banii Ministerului Educației, Cercetării și Sportului sunt bine calculați, astfel încât toate cadrele didactice să-și primească întreg salariul legal, la timp, a fost întotdeauna cazul în trecut, este cazul în prezent și va fi cazul în viitor. Politica Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului a fost întotdeauna aceea de a spune clar, exact cum se vor întâmpla lucrurile, cu suficient timp înainte. A fost primul ministru din Guvernul României care, la 3-4 zile după ce am fost investit în funcție, am spus clar, mi-am asumat foarte clar dispariția a 15.000 de posturi, anul trecut, vă amintesc, am făcut acest lucru. Am spus că aceste posturi se vor reduce începând cu luna septembrie anului 2010. Am spus că nu va pleca niciun titular, exact așa a fost. Când am ceva de anunțat cadrelor didactice, îl anunț, și mă țin de cuvânt. Acum, singurul lucru pe care îl pot spune, repet, este că fondurile sunt asigurate pentru plata salariilor la timp, a tuturor salariilor, nici cea mai mică emoție. Ministrul Educației Daniel Funeriu a mai adăugat că se va întâlni cu ministrul de Interne, Traian Igaș, pentru a găsi formula ideală de reorganizare a învățământului militar. Accentul va fi pus pe calitatea tinerilor care vor absolvi și nu pe numărul acestora.